În viață există nenumărate lucruri pe care banii le pot cumpăra, dar există și multe experiențe și emoții neprețuite care nu pot fi cumpărate cu bani, oricât am încerca. Dacă vrei să afli care sunt lucrurile care nu pot fi cumpărate cu bani, oricât ai încerca, stai cu noi până la finalul acestui episod. S-ar putea să îți reconsideri poziția față de bani și să realizezi că poate altele sunt lucrurile mai importante în viață. Credința că banii pot rezolva totul este contrazisă de aspectele vieții care nu au o etichetă de preț. Recunoașterea valorii acestor comori intangibile cultivă o apreciere mai profundă a lumii și a experiențelor pe care le împărtășim cu ceilalți. Unele dintre cele mai căutate aspecte ale vieții, cum ar fi dragostea, fericirea și mulțumirea, nu sunt obiecte tangibile care pot fi cumpărate, ci mai degrabă sentimente care pornesc din interior. Dar până să începem, vă reamintim că noi, cei din echipa Laboratorului de Motivație, credem cu tărie în puterea de a-i ajuta pe cei din jurul nostru prin cuvinte. Așa că dacă sunteți pasionați de dezvoltare personală sau vreți să vă îmbunătățiți calitatea vieții, vă invităm să vă abonați la canalul nostru de YouTube, deoarece avem multe materiale concepute tocmai pentru a vă ajuta în această direcție. Acum să ne întoarcem la lucrurile care nu pot fi cumpărate cu bani. În timp ce navigați prin viață, amintiți-vă să prețuiți aceste lucruri cu adevărat importante, deoarece pe acestea banii nu le pot cumpăra. Așadar, ce lucruri nu poți cumpăra cu bani? Frumusețea interioară. Frumusețea interioară, un amalgam de trăsături caracteristici și calități unice ale tale, nu poate fi cumpărată. Aceasta include bunătatea, compasiunea, empatia și dragostea ta autentică pentru tine și pentru ceilalți. Nici o sumă de bani nu poate reproduce sau spori aceste calități. Mai mult, frumusețea ta interioară, profund legată de bunăstarea ta emoțională și mentală, este incredibil de personală și neprețuită. Îmbrățișați-vă și hrăniți-vă frumusețea interioară. Este o comoară neprețuită pe care banii pur și simplu nu o pot atinge. O casă cu adevărat fericită. Deși puteți achiziționa o casă, transformarea acesteia într-un cămin plin de căldură, dragoste și amintiri depinde în întregime de dumneavoastră. Banii nu pot asigura un sentiment de apartenență sau confort, componente esențiale ale unui cămin fericit. Crearea unor conexiuni semnificative cu familia și prietenii dumneavoastră necesită timp, răbdare și empatie. Eforturile dumneavoastră, nu averea, sunt cele care pun bazele unui cămin cu adevărat fericit. O familie foarte unită. Bogăția nu echivalează cu legături familiale puternice care rezistă în timp. Aceste legături autentice se formează prin experiențe comune, sprijin emoțional și prin aprecierea unicității fiecărei persoane. Nu uitați, amintirile prețioase și încrederea în cadrul familiei dumneavoastră sunt neprețuite și nu pot fi cumpărate. Dragostea, compasiunea și înțelegerea dumneavoastră sunt cele care formează fundamentul unei familii puternice și unite. O relație bună cu copiii dumneavoastră. Acesta este unul dintre acele lucruri pe care banii nu îl pot cumpăra, dar mulți încearcă. În timp ce le puteți oferi copiilor dumneavoastră bunuri materiale și o viață confortabilă, o legătură sau o conexiune adevărată nu poate fi cumpărată. Relațiile autentice sunt construite pe încredere, comunicare, timp de calitate și experiențe comune. Indiferent cât de mult îi răsfățați cu jucării sau vacanțe exotice, o relație semnificativă rezultă din investiții emoționale și din timpul petrecut împreună. Nu uitați, dragostea pe care o împărtășiți și micile momente sunt cele care contează cu adevărat. Încrederea. Încrederea, un aspect neprețuit al relațiilor, nu este ceva ce se poate cumpăra. Este o componentă neprețuită și esențială a interacțiunii umane. Construirea încrederii în ceilalți necesită timp, atenție autentică și consecvență în acțiunile tale. Nu poți plăti pur și simplu pentru loialitate sau încredere, ci trebuie să fie câștigată. O conștiință curată. Cred că aceasta este, fără îndoială, unul dintre cele mai importante lucruri din această listă. O conștiință curată pur și simplu nu poate fi cumpărată. Este un sentiment de pace interioară, derivat din luarea unor decizii bune, din comportamentul etic și din tratarea corectă a celorlalți. Banii pot oferi confort material, dar nu pot șterge sentimentele de vinovăție sau de regret. Dacă ai făcut alegeri care intră în conflict cu valorile tale, conștiința ta va fi afectată, un disconfort emoțional pe care niciun ban nu-l poate șterge. Acesta este motivul pentru care o conștiință curată este neprețuită și reflectă valoarea integrității tale personale. Respectul.
Respectul autentic se câștigă prin acțiunile tale și prin modul în care îi tratezi pe ceilalți. Este un sentiment care reiese din observarea caracterului, valorilor și comportamentului tău. Nici o sumă de bani nu poate modifica modul în care ceilalți percep aceste atribute. Adevăratul respect apare atunci când dai dovadă în mod constant de integritate, bunătate și umilință. Amintiți-vă întotdeauna că, indiferent de statutul dumneavoastră financiar, respectul este un bun neprețuit care trebuie câștigat în mod tradițional, prin acțiunile și atitudinile dumneavoastră. Valori personale puternice. Valorile dumneavoastră, modelate de convingerile, educația și experiențele dumneavoastră, definește cine sunteți ca persoană. Banii ar putea influența unele opinii, dar nu vă pot modela convingerile de bază. Iubirea ta autentică pentru ceilalți, simțul integrității și responsabilitatea față de acțiunile tale provin din interior. Valorile tale personale te ghidează în viață, iar banii nu pot înlocui satisfacția care vine din faptul că rămâi fidel acestora. O atitudine pozitivă. O atitudine pozitivă vine din interior și nu este ceva ce se poate cumpăra cu bani. Abordarea ta față de triumfurile și încercările vieții are un impact semnificativ asupra bunăstării și fericirii tale generale. Comportamentul prietenos și optimist în fața adversității, bunătatea și căldura de care dai dovadă față de ceilalți, acestea provin din personalitatea ta înnăscută și nu pot fi cumpărate. Nu uitați că, indiferent de averea dumneavoastră, atitudinea dumneavoastră este neprețuită și trebuie cultivată din interior. Loialitatea. Se spune adesea că banii nu pot cumpăra loialitatea angajaților, lucru aplicabil și în cazul relațiilor personale. Loialitatea autentică provine din respect și încredere reciprocă, nu din posesiuni materiale. Atunci când oamenii vă sunt loiali, ei apreciază legătura și vă admiră calitățile dincolo de bogăție. Promovarea loialității depinde de caracterul și acțiunile dumneavoastră, nu de contul bancar. O puternică etică a muncii. Adevăratul succes se bazează în mare măsură pe o etică puternică a muncii. Banii pot cumpăra scurtături, dar nu pot cumpăra dedicarea, disciplina și concentrarea necesare pentru a excela cu adevărat. Ați putea angaja ajutor, dar acest lucru nu vă va forma caracterul și nu vă va îmbunătăți abilitățile. O etică puternică a muncii este un produs al creșterii personale și al motivației interne, angajamentul și perseverența ta sunt bunuri valoroase pe care banii nu le pot cumpăra. Dragostea adevărată. Nici o sumă de bani nu poate cumpăra dragostea adevărată, o conexiune emoțională profundă, bazată pe respect reciproc, încredere și înțelegere. Cheltuielile pe cadouri sau întâlniri scumpe nu vor garanta apariția iubirii adevărate. Ceea ce contează cu adevărat sunt emoțiile autentice și calitățile personale pe care amândoi le aduceți în relație. Nu uitați, deși banii vă pot îmbunătăți viața în multe feluri, nu pot cumpăra experiența neprețuită a iubirii adevărate. Reziliența. Reziliența, o forță interioară care vă ajută să vă reveniți din adversități și să treceți peste provocările vieții, este neprețuită. Statutul material poate oferi confort, dar nu poate insufla reziliența emoțională necesară pentru a înfrunta dificultățile cu capul înainte. Cultivarea rezilienței necesită timp, efort și dezvoltare personală. Nimic din toate acestea nu poate fi cumpărat. Scopul în viață. Scopul vieții tale este dincolo de orice măsură financiară. Găsirea sensului și a împlinirii implică introspecție, autodescoperire și dezvoltare personală. Nu uitați, scopul dumneavoastră depășește orice bogăție materială. Îmbrățișați călătoria de a-l descoperi, fără a vă baza pe mijloace financiare. Integritatea. Integritatea, practica de a rămâne fidel valorilor tale, de a fi cinstit și de a-i trata pe ceilalți cu respect, nu poate fi dobândită prin mijloace financiare. Construirea integrității necesită timp, autoreflecție și eforturi consecvente pentru a face alegerile corecte și este un aspect neprețuit al caracterului tău care te face să fii cine ești. Bunele maniere. Toată bogăția din lume nu poate cumpăra grația și respectul care însoțesc bunele maniere. Politeția autentică și comportamentul politicos se învață și se cultivă în timp. În situațiile sociale, bunele maniere vorbesc mult despre caracterul tău, lăsând o impresie de durată asupra celor din jur. Nu uitați că nicio sumă de bani nu poate înlocui respectul și considerația pe care vi le pot câștiga bunele maniere. Timpul. Indiferent de averea dumneavoastră, cu toți împărțim aceleași 24 de ore într-o zi. Banii nu pot cumpăra ore suplimentare sau un bilet pentru a revedea trecutul. Odată ce timpul a trecut, s-a dus, pentru totdeauna. De aceea, este esențial să savurați și să optimizați timpul pe care îl aveți.
acordați prioritate creierii de experiențe semnificative, investiției în relații și îngrijirii dumneavoastră. Timpul, în curgerea sa nemodificată, este cu adevărat neprețuit. O idee grozavă. O idee grozavă este o manifestare a creativității și a experiențelor tale de viață, modelată de cunoștințele și intuițiile pe care le-ai acumulat. Bogăția nu poate cumpăra sau forța existența unei idei mărețe. Scânteia unei idei este intangibilă și personală, un element pe care banii nu-l pot reproduce. Așadar, atunci când vă vine inspirația, prețuiți-o pentru că tocmai ați descoperit ceva neprețuit. O nouă șansă la o oportunitate ratată. Regretele ocaziilor ratate pot rămâne în mintea noastră ani de zile sau pentru toată viața. Din păcate, averea nu poate oferi o a doua șansă de a revedea aceste momente și de a face alegeri diferite. Gândiți-vă la acele relații, locuri de muncă sau aventuri care au scăpat din cauza unei ezitări sau a unei decizii diferite. Deși aceste experiențe ne modelează viața și ne învață lecții valoroase, ele subliniază faptul că banii, așa cum am spus și mai sus, nu pot da timpul înapoi. Norocul. Norocul, imprevizibil și evaziv, nu poate fi controlat sau cumpărat, indiferent de capitalul pe care îl aveți. Uneori, rezultatele apar pur și simplu din întâmplare, independent de avere. Banii pot deschide oportunități, dar nu pot asigura succesul sau proteja de evenimente neașteptate. Prin urmare, prețuiți acele momente norocoase, pentru că ele sunt cu adevărat imposibil de cumpărat. Răbdarea. Răbdarea, o virtute dezvoltată prin experiență și practică, nu poate fi cumpărată. Chiar dacă bogăția poate simplifica aspecte ale vieții, ea nu poate insufla răbdarea. Dezvoltarea acestei virtuți vine din conștiința de sine, înțelegerea diferitelor situații și învățarea de a te adapta și de a crește, toate acestea independent de statutul financiar. O minte deschisă. O minte deschisă înseamnă capacitatea ta de a accepta idei noi, de a învăța din perspective diferite și de a te adapta la schimbări. Irelevant să menționăm că această minte deschisă contribuie din plin la dezvoltarea personală. În ciuda tuturor bogățiilor din lume, această mentalitate nu poate fi cumpărată. Ea trebuie cultivată în interiorul fiecăruia. Adevărata valoare a unei minți deschise este incomensurabilă. O bună reputație. O reputație bună, construită în timp prin acțiuni consecvente și respectuoase, este neprețuită și nu poate fi cumpărată instantaneu. Ea se câștigă prin onestitate, integritate și fiabilitate. Banii ar putea atrage atenția sau admirația temporară, dar o reputație pozitivă și de durată vine doar prin acțiunile tale. Bunul simț. Deși educația poate fi cumpărată, bunul simț se dezvoltă în mod natural prin învățarea din experiențe și aplicarea practică a cunoștințelor. Indiferent de averea pe care o aveți, bunul simț este o trăsătură care nu poate fi cumpărată. Această inteligență practică depinde de adaptabilitatea, creșterea și înțelegerea lumii din jurul tău. Prieteni cu adevărat buni. Bogăția nu poate cumpăra legături autentice cu oameni cărora le pasă de tine pentru ceea ce ești, nu pentru contul tău bancar. Prieteniile adevărate sunt de neînlocuit și se bazează pe valori comune, respect reciproc și afecțiune autentică. Acestea adaugă fericire și sens vieții tale. Calitatea relațiilor tale, nu mărimea averii deținute, îți definește cu adevărat bogăția în viață. Înțelepciunea. Înțelepciunea este un atribut neprețuit care, de asemenea, nu poate fi cumpărată. Se acumulează prin experiențe de viață, învățând din greșeli și prin dezvoltare personală. Chiar dacă puteți cumpăra cărți sau participa la cursuri, adevărata înțelepciune pe care o veți avea este cea pe care o obțineți prin procesarea și aplicarea acelor lecții în circumstanțele unice ale vieții dumneavoastră. Talentul. Bogăția îți poate asigura o educație și o pregătire de top, dar aptitudinile tale inerente, talentul tău unic, este ceva nativ. Este vorba de caracteristica distinctivă pe care o posedă un pictor, de ritmul intuitiv pe care îl urmează un dansator, de modul unic în care un scriitor învârte cuvintele. Această scânteie, flerul tău individual, nu se poate cumpăra. Se cultivă în timp, prin dedicare și rezistență, dar talentul îți aparține în mod inerent și nu are un preț. Acestea au fost cele 27 de lucruri pe care banii nu le pot cumpăra. Credeți că mai sunt și altele care ar putea fi adăugate la această listă? Dacă da, puneți-le în comentarii. Ca de obicei, în încheiere vă reamintim că dacă v-a plăcut acest videoclip, dați-i un like și distribuiți-l prietenilor pentru ca noi să putem continua să le facem. Pentru mai multe videoclipuri ca acesta, apăsați butonul de abonare și nu uitați să faceți click pe clopoțelul de notificare.
De asemenea, nu uita să verificați și celelalte videoclipuri ale noastre. Vă mulțumim pentru atenție!